Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Luni 9 martie se vor fi trecut babele de primăvară, dar nu-ți face griji că se trec și ale tinere. Începe săptămâna cailor lui St. Wader. Hergelina era formată din 8 cai cu chip de flăcăi care aveau coada ascunsă în ițar și copitele ascunse în opici. Despre caii lui St. Wader se credea că intră prin casele cu șezători și iau fetele la joc, apoi zboară cu ele. 10 martie poate fi o zi dificilă. Mercur revine în mișcare directă. Tot ce a înghețat la mijlocul lunii februarie va începe să se dezvolte. Marte indică condiții meteorologice dificile, situații de urgență pe drumuri, în transport. Dar celelalte astre sunt optimiste, așa că hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Ești predispusă la noi începuturi, la implementarea planificată cu ceva timp înainte. Învață să-ți prețuiești timpul. Nu sta în rețelele de socializare, nu uita de comunicarea live cu cei dragi. Încearcă să nu încalci interesele partenerilor și colegilor de muncă. Gândește-te, poate acum este un moment bun pentru a-ți crește nivelul de profesionalism. Trebuie să fii atentă, chiar meticuloasă, pentru a nu greși. Ar fi frumos să-ți urmezi propriile cuvinte și să-i critici mai puțin pe ceilalți. Acordă suficientă atenție aspectului, aranjează-ți și actualizează-ți parțial garderoba. Miercuri și vineri seara te poate aștepta o întâlnire romantică. Dar bârfe despre noul său ales, este mai bine să nu asculți, nu au nicio sămânță de adevăr. Ca niciodată vei fi încântată de glume nu foarte decente și de umorul negru. Dacă de obicei te-a încruntat pe o anecdotă prea ambiguă sau vulgară, acum îți va veni la îndemână. Apropo, de ce nu privești împreună cu iubitul tău o comedie americană nepretențioasă cu o tentă erotică? Uneori, acesta este cel mai bun mod de a petrece o seară împreună, iar apoi o noapte. Încearcă să vă folosești înțelept banii, să nu faci achiziții impulsive și nu foarte necesare. Atunci nimic nu-ți amenință situația financiară. Când gestionezi banii altor persoane, fii cât mai atentă. Încasările în bani sunt posibile joi. Ar trebui să fii atentă la produsele lactate. Brânza este relativ sigură pentru tine în cantități mici. Stelele îți recomandă să excluzi temporar orice altceva din dieta ta. În caz contrar, probabilitatea problemelor cu stomacul și intestinele crește brusc. Dacă rinichii nu sunt în ordine, este mai corect să refuzi brânza și, în general, să elimini complet proteinele animale din meniu. Pare să fii înclinată să te gândești la sensul vieții în general și despre propria ta parte în special. În principiu, lecția nu este inutilă. Mulți oameni au devenit mari ca urmare a unor astfel de exerciții. Un alt lucru este că te poți cufunda în dor și îndoială. Poartă smaralde, te vor face mai puternică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur. Vei avea noroc în problemele în care trebuie să arăți inițiativă, asertivitate și determinare. Este posibil să ai șansa de a transforma adversarii în aliați și de a reuși în tot ce ai de făcut. Doar nu te certa cu prietenii și colegii. Încearcă să devii creativă și să previi conflictele. Vizitarea unui eveniment aparent plictisitor duminică poate fi începutul unei adevărate povești romantice. Este timpul pentru declarații de dragoste. Cu cât o poți face mai frumos, cu atât această săptămână va avea mai mult succes pentru tine. Dacă nu există nimeni care să recunoască, va trebui să te relaxezi puțin în viața personală. Acesta nu este momentul pentru o nouă relație, cu excepția cazului în care întâlnești prima iubire. Stelele încurajează orice manifestare a licențialității minții și a gândului. Prin urmare, pentru a te încălzi lângă ruda din pat, va dura puțin. Lasă imaginația să se elibereze, chiar dacă de obicei o ține în stilou. Spune-i, de exemplu, partenerului tău toate detaliile despre trădările tale imaginare.
El nu va înceta să reacționeze și să se arunce asupra ta cu dublă fervoare, chiar dacă înainte de asta avea să petreacă noaptea asta exclusiv cu Morfeu. Ferește-te de investițiile riscante. Atenție la oferta ispititoare care va ajunge miercuri. Nu da imediat un răspuns final. La sfârșitul săptămânii poți obține venituri suplimentare. Ascultă vocea intuiției tale, este puțin probabil să te înșele. Poți simți o varietate de simptome și doar având încredere în instinctele tale, îți vei da seama dacă merită să-ți faci griji sau poți lăsa situația să treacă de la sine. Când vine vorba de sănătatea ta, ar trebui să te intereseze doar opinia ta și opinia medicului. Probabil îți va fi dificil să accepți schimbările, indiferent de domeniu. Pentru a supraviețui mai bine ordinelor neașteptate ale unui nou șef sau a unei mișcări bruște, poartă opale. Acest mineral îți va oferi oportunitatea de a realiza nevoie de schimbări viitoare și de a concorda cu inevitabilitatea lor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemeni, este bine nu doar să-ți faci planuri pentru viitor, dar să începi încet să le implementezi. Poți chiar să reușești la ceea ce ai visat de mult, dar ai pierdut deja speranța că acest lucru se va realiza. Și atunci se va întâmpla o minune. Nu-ți schimba punctul de vedere de dragul cuiva, ci ai dreptul să gândești diferit față de ceilalți. Comunică, iubește, creează. Te vei simți calmă și armonioasă. Nu poți ascunde focul pasiunii tale. Alesul tău se simte la fel. Romantismul tău zbuciumat va aduce amândouă multă plăcere și poate duce la o căsătorie legală și la nașterea unui copil. Din toate părțile te așteaptă o săptămână foarte mediocră în ceea ce privește erotismul. Cu toate acestea, dacă decizi să mergi într-o aventură, prognoza stelelor este puțin mai favorabilă. Așadar, nu refuza nicio ofertă să te distrezi, chiar dacă ți se pare complet fără speranța de punctul de vedere al flirtului. Cine știe, poate îți vei găsi sufletul pereche exact la acel spectacol unde un prieten te-a târât accidental. Luni sau miercuri sunt posibile încasări în bani. Vei fi la cerere ca specialist și vei primi multe oferte și comenzi interesante. Ideile tale personalizate vor fi profitabile. Este important să înțelegi de ce ești capabilă, unde sunt limitele. Săptămâna merită dedicată pentru tot felul de teste pentru rezistență, forță, ductilitate, stabilitate. Este mai bine să le faci sub supravegherea unui instructor de sport sau a unui medic, altfel poți avea probleme. De asemenea, este util să efectuezi teste de bază astfel încât să poți evalua în ce stare se află corpul tău. Urmează sfatul astrelor și poartă bijuterii mici și elegante, lanțuri subțiri și cercei cu pietricele mici. Piatra ta este safirul, îți va aduce noroc. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Rac! Trebuie să te gândești și să raționalizezi metodele muncii tale, să încerci să nu pierzi energie suplimentară cu vanitatea și comunicarea goală. Astfel poți obține multe. Este important să nu-ți creezi supraîncărcări. Miercuri îți poți da seama că obiectivul pe care l-ai ales este de succes și că poți fi mândră de tine. Dacă ți se solicită ajutor, nu refuza, dar nu lua pe umeri povara problemelor altor persoane. Trebuie să finalizezi lucrările pe care le-ai început. În weekend încearcă să uiți de problema. Luni, nervozitatea și râsul la locul de muncă îți pot strica dispoziția. Poți amâna întâlnirea cu persoana iubită marți sau miercuri. Sâmbăta este o zi bună pentru o cină romantică sau o cunoaștere nouă. Există două opțiuni pentru dezvoltarea evenimentelor. Să te bucuri de spectacole, dar să rămâi fără dulceață, adică fără intimitate, sau să ratezi toate cele mai interesante petreceri, schimbându-le pentru o copulare interesantă cu iubitul tău. Alege tu! Îți vei demonstra abilitatea și talentul. Atât colegii cât și șefii te vor îmbogăți cu încredere și respect. Joi vei primi informații importante pentru a te ajuta să-ți îndeplinești munca. Un moment bun pentru relaxare, calmare, recuperare. Inclusiv pentru a pune în ordine nervii și a recâștiga armonie spirituală. Stelele spun că acum este perioada ideală pentru orice evenimente și proceduri care vă pot ajuta în acest sens. Alege ce este util și în același timp ce îți place, ce îți evocă emoții pozitive. Poți avea o nemulțumire. Până la urmă, nu poți reuși să te împarți simultan între muncă și relații cu cei dragi. Și uneori vrei să te relaxezi.
Dacă ești literalmente sfâșiată între obligații, dorințe și oportunități, ai nevoie de un talisman cu lapis lazuli. Te ajută la realizarea unei astfel de armonii dorite cu tine și cu lumea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, încearcă să vorbești mai puțin și să acționezi mai mult să-ți aduci planul la viață. Nu te certa cu șefii, dedică mai mult timp casei și persoanelor dragi. Acest lucru le va permite să-și demonstreze dragostea pentru tine. Fii mai restrânsă, exprimându-ți emoțiile, ajustează doza, altfel consecințele pot fi destul de imprevizibile. Poți trece prin manifestări de pasiuni violente, din păcate, de nuanță negativă. Până joi, când toate relațiile vor fi fost deja clarificate, merită să pregătești ceva drăguț romantic. Acest lucru va ajuta la întoarcerea rapidă a câtorva poziții cutremurătoare în ochii partenerului. Astrele spun că ți-au lăsat confuzie și terci în cap, ca să nu mai vorbim de o oarecare slăbiciune din partea corpului și a organelor interne. Nu te simți bine, dar acesta este momentul în care oamenii colectează chei și sting lămpile. Așa că încearcă cu atenție săriturile în patul de dragoste. Luni este mai bine să nu planifici întâlniri de afaceri sau să rezolvi probleme financiare importante. Bugetul acestei săptămâni poate fi foarte limitat, așa că cheltuie doar pe cele mai necesare. S-ar putea să faci alegerea greșită vineri, să cazi în capcana iluziilor. În următoarele zile, starea ta de bine va fi în mare măsură determinată de fondul tău emoțional. Stelele spun că ar putea să fii mai puțin nervoasă, altfel pot apărea diverse reacții psihosomatice. Un efect pozitiv asupra ta va avea meditația, aromaterapia. Este foarte util să colorezi desene cu ornamente florale sau abstracte. Te pândește o răceală. Poartă nu numai eșarfe calde, ci și margele și lanțuri cu agate. Apoi, până la jumătatea săptămânii, starea ta se va normaliza. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Fecioara! Este probabil să descoperi noi domenii de activitate și să cunoști oameni care vor deveni parteneri și prieteni pentru tine. Vei simți vântul schimbării cu bucurie, deoarece viața măsurată a devenit clar enervantă. Ascultă părerile altora, acest lucru îți va permite să tragi concluzii valoroase, să primești sfaturi bune. Renunță la conservatorism și eliberează-te de stereotipuri. În weekend călătorește, discută, nu fi singură. Viitorul tău este în mâinile tale, și va trebui să treci prin răceală și neglijare. Va fi nevoie de răbdare, perseverență, dar nu intruzivitate. La final vei câștiga dragoste și recunoaștere. Petrece mai mult timp cu obiectul pasiunii tale. Stelele îți promit o atenție sporită din partea sexului opus. Cu toate acestea, fiecare față a monedei are un revers. Poate că vei fi cu adevărat geloasă, astfel încât chiar și cele mai nevinovate încercări de a flirta riscă să se termine în scenă impulsivă. Cu toate acestea, aproape orice scandal poate fi transferat în spațiul sexual, deci nu fi tristă. Ești profesionistă în tot ceea ce se referă la mari pasiuni și intrigi. Gândește-te la viitor! Pentru a te relaxa așa cum ți-ai fi dorit, trebuie să creezi o anumită resursă și să începi să economisești bani. Corpul tău are nevoie de odihnă, dar cu greu te poți relaxa singură. Stelele îți recomandă să dedici această săptămână procedurilor de relaxare. Mergi la un centru spa. Procedurile pot include peeling, împachetări cu ceară sau nămol, baie cu produse speciale, masaj. Astfel vei găsi o atmosferă specială care afectează văzul, auzul, mirosul și simțul tactil. Poartă ștrasuri. Acestea nu-ți vor permite să te abați de la ceea ce ai planificat, în ciuda faptului că ești obosită. Și dacă visele încă nu sunt destinate să fie realizate, ștrasul te va ajuta să supraviețuiești cu ușurința eșecului și să nu-i experimentezi amărăciunea dezamăgirii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța. Nu vei tolera nicio restricție. Ai nevoie de independență în orice, în gânduri, în fapte și în acțiuni și, cel mai important, în decizii. Dar dacă ești prea fără compromisuri, atunci sunt posibile conflicte. Arată tact și diplomație.
Este mai bine să nu spui nimănui despre idei noi, încă nu a venit momentul. Încearcă să găsești liniștea sufletească, ești capabilă să-ți sperii norocul în dragoste cu actele tale eruptive. Adună-ți puterea, inspiră-te că mereți ce e mai bun. Joi va exista ocazia de a-ți demonstra talentul și farmecul tuturor celor care te vor vedea. Inițiativa ta se va manifesta în dreptul de a alege tipul de apropiere fizică și calea de satisfacție. Stăpânul tău de ieri va da în mod voluntar frâiele guvernării în mâinile tale, așa că pregătește-te să direcționezi independent barca dragostei către cel mai potrivit curs. Și cursul tău se află în Orient, cu o afecțiune lentă, fără grijă, leneșă. Luni va exista o oportunitate de a-ți îmbunătăți situația financiară, iar apoi poți găsi o nouă sursă de venit. Cu achiziții mari este mai bine să nu te grăbești. S-ar putea să fii tentată să încerci anumite metode netradiționale de tratament sau recuperare, dar, spun stelele, este mai bine să aștepți cu asta. Perioada nu este deosebit de favorabilă experimentelor. Dacă nu te simți foarte bine, va fi mult mai bine dacă îți încredințezi sănătatea profesioniștilor. Se pare că vei fi înclinat să te scufunzi în muncă, bucurându-te apoi de posibilitatea de a te relaxa în sfârșit și de a nu-ți face griji pentru nimic. Poartă bijuterii cu jad. Această piatră te va ajuta să-ți orientezi energia în direcția corectă. Mineralul te calmează perfect și te echilibrează. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion, fanteziile și ideile tale te pot duce destul de departe. Ești pregătită ca acestea să devină realitate? Providența va tinde să-ți citească gândurile și, în glumă, să le realizezi în orice ordine. Luni poți fi primit profitul mult așteptat de la tranzacții. Miercuri și vineri vei avea negocieri de succes și întâlniri plăcute. Evenimentele care ți s-ar putea întâmpla la sfârșitul săptămânii îți vor arăta că oricare dintre visele tale pot fi îndeplinite. Sentimentele tale față de cel ales vor trece unele teste de forță și sinceritate. Această situație îți va permite să faci schimbări în viață, să descoperi ceva nou și să adaugi armonie relației tale. Vei înțelege că ești cu adevărat îndrăgostită. Îți dorești vag ceva, o dorință irezistibilă de a te elibera înăuntru de o tulpină ciudată, dar parcă nu există nicio cale de descărcare. Poate că ar trebui să mergi undeva în pădure sau într-un câmp și să strigi din toți plămânii. Dacă cu sexul nu funcționează, atunci cu ce? Situația ta financiară se va îmbunătăți semnificativ. Probabil îți vor fi returnate datorii vechi, vor apărea noi proiecte profitabile, în plus o plată anticipată substanțială. Deci poți obține ceva scump de care ai nevoie pentru tine sau pentru persoana iubită. Scalpul tău merită toată atenția ta. Părul tău va arăta în curând în mod neplăcut. Stelele îți recomandă să alegi un șampon care hrănește și hidratează epiderma în același timp. Consultarea cu un cosmetolog nu va fi deprisos. Ar trebui să te abții de la vopsirea cu tratarea la calda părului. Nu ar trebui să porți bijuterii masive. Atenție la bijuterii modeste din punct de vedere al designului. Formă simplă cu o cantitate mică de pietre de dimensiuni medii, dar de preferat diamante. Aceste pietre îți vor aduce surprize plăcute și vești bune. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător, păstrează-ți secrete ideile și planurile astfel încât acestea să devină realitate. Este recomandabil să alternezi în mod uniform munca și odihna. Ascultă-te pe tine, încearcă să eviți orice situație care ți se par îndoielnice. La locul de muncă ar fi frumos să arăți diplomație și echilibru emoțional. Munca îți poate absorbi prea mult timp și energie chiar și în weekend, dar îți va aduce profit. Săptămâna este potrivită pentru a restabili relații ușor afectate de vina ta sau a altcuiva. Dar nu lăsa pe alții să interfereze în acest proces cu sfaturile lor, ai încredere doar în intuiția ta. Poți avea o întâlnire specială în weekend. Nu refuza nicio ofertă legată de observație și considerație.
Acestea îți vor oferi inspirație și o mulțime de stimuli erotici. Chiar dacă ești invitată pur și simplu la grădina zoologică, probabil că cineva este acolo și abia te așteaptă cu dovezi ale jocurilor de împerechere. Vei fi destul de capabilă să pregătești o doză solidă pentru construcția unei fundații masive de bunăstare. În prima jumătate a săptămânii te așteaptă propuneri interesante pentru un nou loc de muncă. Merită luate în considerare. Încearcă să mănânci corect, fără a exagera, dar fără a muri de foame. Stelele spun că acum orice restricții la dietă sunt extrem de nedorite, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să te alimentezi dulce sau îndrăzneț. Ascultă nevoile corpului tău. Cere medicului sau farmacistului să aleagă complexul de vitamine care ți se potrivește cel mai bine în ceea ce privește compoziția și regimul. Vine momentul să ai grijă de un ambalaj decent pentru tine, inclusiv cu gadgetul tău preferat, telefon mobil, tabletă, etc. Asortează-te cu accesorii țesute din fire aurii și brodate cu pietre. Da, iar geanta ta poate fi decorată cu mergele din pietre naturale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn. La începutul și sfârșitul săptămânii pot apărea situații stresante, așa că fii atentă. Nu da un răspuns imediat, ia-ți timp să te gândești. Marți va exista o oportunitate de a rezolva o problemă enervantă, dar pentru o încheiere cu succes a problemei va fi necesar să te concentrezi și să depășești în mod constant obstacolele. Încearcă să nu pierzi oportunitățile care îți vor fi oferite joi. Acestea promit să devină baza viitoarei tale cariere. Unele răciri în relația ta nu sunt un motiv pentru a intra în panică. Nu exagera, nu schimba comportamentul, dar corectează-ți greșelile. Joi este mai bine să nu discuți visele și ideile cu persoana iubită. Scepticismul său despre ideile tale te poate dezamăgi. Îți dorești cu adevărat publicitate și recunoaștere. Așa că pregătește-te să te îndrăgostești în lumina reflectoarelor și aplauzelor. Vei avea o ocazie pentru a gândi în mod corespunzător ce îmbraci, precum și pentru a avea grijă de calitatea părului și a machiajului. În sectorul financiar, sarcina principală este să evaluezi obiectiv situația și să faci alegerea corectă. Nu urmări bani ușor și nu încerca să creezi doar senzația că muncești. Este posibil ca în ultima vreme să fi fost vizitată de gânduri rele. Stelele spun că o stare de spirit constantă poate duce la probleme cu sănătatea mentală și fizică într-o perioadă destul de scurtă. Trebuie să transformi situația. Conform astrelor, un bun mod de a uita de necazuri este să comunici cu prieteni buni. Principalul lucru este că aceștia ar trebui să fie pozitivi și să nu te împovăreze cu necazurile lor. Mai bine mergi la un spectacol de circ. Ai puterea unui leu, neînfricarea unui vultur și înțelepciunea unui șarpe. Un rubin este gata să-ți ofere toate aceste calități, dar numai dacă ai de gând să le folosești în scopuri bune. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător. Luni te va surprinde cu circumstanțe și transformări neprevăzute de evenimente care îți vor dezvălui cele mai bune calități. Marți va trebui să refaci de urgență lista de probleme și întrebări. La sfârșitul săptămânii sunt posibile modificări pentru care nu ești pregătită psihologic, dar nu te teme de tot ce este nou. În weekend ar fi frumos să îți pui casa în ordine, să te eliberezi pe tine și pe cei dragi de gunoi. O criză temporară a relațiilor în prima jumătate a săptămânii va fi soluționată în liniște. Miercuri, un sentiment de gelozie nerezonabilă te poate dezamăgi. Prin urmare, pentru a nu escalada situație, amână întâlnirea pentru o altă dată. Duminică este ziua perfectă pentru împăcare. A doua jumătate a săptămânii și în weekend va fi deosebit de fructuoasă. Și pentru a-ți ridica tonusul sexual, hrănește-ți persoana iubită cu țelină, măsline și avocado și nu doar așa, ci din mână. O astfel de îmblânzire a fiarei are întotdeauna un efect benefic asupra relațiilor dintre parteneri, în plus incită la un apetit de dragoste. În viitorul apropiat te așteaptă venituri suplimentare și prima. Vineri, încrederea excesivă în tine poate duce la cheltuieli inutile. Cheia sănătății tale va fi confortul psihologic. Stelele spun că ar trebui să eviți certurile și conflictele cu ceilalți. Încearcă să stabilești un contact cu oamenii, astfel încât lucrurile să nu se oprească, altfel poți provoca negativ în loc de pozitiv. Colțuri ascuțite trebuiesc netezite, dar dacă nu funcționează, dă-te deoparte. Serile este mai bine să le petreci singura.
Implică-te în ceva care te relaxează și te face fericită. Indiferent cum dorești să obții o nouă bijuterie, astrele îți recomandă așteptarea realizării unui astfel de vis. Nu trebuie să pierzi timp și bani în călătoriile la cumpărături. Dar în propria colecție de bijuterii, cel mai probabil vei putea găsi produse elegante și frumoase pe care nu le-ai purtat mult timp. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești. Vei simți clar dorința de a îmbrățișa universul. În aproape orice domeniu aștepți schimbări în direcția pozitivă. Cercul de comunicare se va extinde, vor apărea noi responsabilități. Poate va fi un motiv care te va îndemna la drum. Noi cunoscuți vor contribui la succesul tău profesional. Este posibil ca vineri să fii nevoită să cheltui timp și bani pentru a ajuta prietenii. Duminică, încearcă să menții prudența și calmul și să te odihnești bine. Ești însăși eleganța. Nu-ți face griji pentru acest lucru. Alungă îndoielile de la tine, astfel încât să nu ai îndoială de tine. Poți fermeca și întoarce capete. Vineri și sâmbătă sunt cele mai bune zile pentru întâlniri romantice. Întrucât mirosul de transpirație masculină te atrage mai mult ca niciodată, încearcă să aranjezi o mică încărcătură fizică pentru iubitul tău înainte de intimitate. De exemplu, roagă-l să scoată covorul sau să scoată coșul de gunoi de la etajul 12 fără lift. Dar atunci când eroul muncii se va întoarce, îmbibat în sudoare, bucură-te de programul complet. Vor veni zile favorabile pentru schimbările la muncă și pregătirea profesională. Marți și joi este mai bine să nu programezi întâlniri, întrucât s-ar putea să întârzi, ceea ce va afecta relațiile cu partenerii. Dedică această săptămână pielii tale. O poți face mai luminoasă, netedă și mai fragedă, dacă ai grijă. Dacă nu ești sigură de produsele pe care le utilizezi, consultă un specialist. În același timp, poți încerca o îngrijire profesională, curățare, masaj facial, diverse măști. Efectul te va surprinde plăcut. Prietenii și rudele tale nu vor rămâne indiferenți și vor sărbători transformarea ta. Astrele îți recomandă să porți topaz albastru. Acesta îți va aduce noroc și va adăuga energie. În caz contrar, riști să cazi în hibernare. Totul va fi neinteresant pentru tine și lenea nu te va ocoli. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!